așa cum am câștigat și în 2016, așa cum am câștigat mandatul de primar cu peste 50%, deci mai e unul care tot vede el că dacă era turul 2 avea vreo șansă, păi dacă am câștigat din primul tur, ce șansă mai avea în turul 2, că nu mai avea loc. Dar asta e, oamenii nu vor să înțeleagă treaba asta, lor li se pare că anumite funcții li se cuvin de la sine. Nu. Când ești într-o funcție, dacă nu știi să-l respecti pe cel care te-a pus în funcția respectivă, niciodată nu o să te țină populația în funcție. A fost stres, a fost de muncă, dar așa cum spun bătrânii, nu se îngrașe corpul în ajunul Crăciunului. Dacă nu muncești 4 ani și încerci să muncești pe ultima sută de metri, niciodată nu o să îi încânți pe cei care merg la vot. Eu ca și în 2016 și în 2020 am oprit lucrările, investițiile care au în eroare în timpul campaniei. Pentru că așa mi se pare normal, nu am vrut să dau impresia, uite, vă face asta acum în campanie. Deci, repet, dacă vrei să mulțumești alegătorii, vrei să-i convingi pe cei ce nu te-au votat, asta înseamnă să muncești în cei 4 ani de zile, lucru pe care îl fac și acum, chiar dacă încă procedura de validare a mandatelor, al meu a fost validat ieri, dar dintr-o eroare e o mică problemă cu validarea, pentru că m-au validat primarul la Băii de Olănești. Deci trebuie să mă duc să o trimit pe Vasilache acasă, să rămân eu în locul lui. Am intrat astfel portar, s-a validat mandatul meu, dar la Băii de Olănești. Am făcut acum, era aici prezent când am semnat o adresă către completul de la judecătorie, să revină și să menționeze clar că una și Șirneasa, nu orașul Băii de Olănești. Poate domnul Vasilache a fost validat aici la Șirneasa. Nu știu dacă i-a convenit ca salariu. Da. Se mai întâmplă și lucruri de astea, ne amuzăm pe ele, asta e, fiecare, cine muncește, greșește, nu trebuie să acuzăm pe nimeni. Dumneavoastră și echipa dumneavoastră de campanie, dumneavoastră ați fost adeptul campaniei electorale clasice, din poartă în poartă, da. Vorbind cu cetățenii, mai puțin activitate în mediul online. Ați preferat contactul direct? Da. Au făcut alți activitate online, dar au făcut o activitate destructivă, din punctul meu de vedere. Au încercat să distrugă ceva ce nu au reușit, pentru că, repet, lumea vede. Și mai ales când te apuci să postezi tot felul de mizerii neadevărate și după aceea ies documente care combat minciunile spuse, deci n-ai decât să te recunoști pe locul 2 sau să te recunoști invins. Campania electorală a fost una murdară în Șirineasa, fiind aduse de multe ori acuze primarului și depuse plângeri la Agenția Națională de Integritate.